Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. O emisiune despre misiune, despre misiunea lui Dumnezeu, care prin Iisus Hristos, Fiul Său, dorește să răscumpere oameni din orice norod și din orice seminție și să-i aducă în gloria Lui veșnică. O emisiune de asemenea despre slujirea românilor care, chemați de Dumnezeu, au decis să lase confortul și bisericile locale și familiile și pe cei dragi și să se ducă pe diferite câmpuri de misiune să ducă vestea bună a mântuirii. Dar misiunea nu are de-a face doar cu trimiterea de misionari. Misiunea are de-a face și cu mobilizarea bisericilor din România pentru marele seceriș, pentru implicarea lor în rugăciune și în susținerea celor trimiși. Un rol deosebit în mobilizarea bisericilor îl au conferințele de misiune. De aceea, noi, ca și agenție, organizăm în fiecare an conferința de misiune Romiscon. În această emisiune și în următoarele emisiuni, vă invit să urmărim împreună discursurile, predicile, mesajele pe care invitații noștri special le-au avut în cadrul conferinței de misiune Romiscon. Conferința Romiscon 18, care s-a ținut la Cluj, a avut titlul Misiunea Bisericii în context european. Unul dintre invitații noștri și pe care îl vom urmări în continuare este Jim Sabella. El este directorul regional al organizației Assemblies of God și va vorbi în continuare despre marile provocări pentru Biserica Europeană Contemporană. Secularismul, islamul, neopăgânismul, migrația, cu multă experiență în slujirea în Europa, el atinge elemente noi, provocatoare, așa că vă invit să îl urmărim în continuare. My wife Sherry couldn't be here today, she sends her greetings. Soția mea n-a putut să fie împreună cu noi astăzi, dar vă transmite și ea salutări. I have a son Philip who's married to a girl named Maria. Am un fiu pe nume Filip care e căsătorită cu o fată numită Maria. We served as missionaries in the Czech Republic for over 20 years. Noi am slujit ca misionari în Republica Cehă de peste 20 de ani. My son met a wonderful Czechoslovakian girl and married her. Și acolo fiul meu a cunoscut pe o fată cehoslovacă pe atunci și s-a căsătorit cu ea. And if I can brag about my children just for a brief moment. Și dacă îmi găduiți măcar o clipă să mă laud și eu puțin cu copiii mei. My son Philip is serving in a ministry in an organization called International Christian Concern. Fiul meu lucrează într-o organizație numită Organizația Creștină Internațională Preocupată. E vorba de Biserica Prigonită. They're located in Washington DC and they bring light and exposure to the persecuted church around the world. Sediul acestei fundații este în Washington DC, dar ei transmit ajutor și sunt niște avocați în favoarea bisericii persecutate din lumea întreagă. He called me yesterday and said, "Dad, I was on the radio yesterday in Washington DC on a program." Ieri am vorbit cu el la telefon și îmi spunea că numai ce fusese la un program, la un post de radio din Washington DC. And I was talking about the persecuted church. Și acolo a vorbit despre biserica persecutată. How does this happen to me? Cum s-au întâmplat toate astea în viața mea? I said, "Philip, it's divine appointment." Și i-am spus, Filip, Dumnezeu a rânduit astea în mod divin pentru tine. Our son Jonathan is in law school and finishing his last year. Fiul meu Jonathan este la o facultate de drept și urmează să termine cursurile anul viitor. While he was studying for his master's degree, he spent about 8 weeks in Turkey. A terminat anul trecut, acum studiază pentru un master și a studiat timp de 8 săptămâni în Turcia. He was studying international relations and part of his class was to go and study international relations in Turkey. Pentru că avea o clasă de relații internaționale, o parte a activităților a fost să studieze chiar într-o țară străină și el a fost desemnat să meargă în Turcia. He and his professor and four class members, I believe there was four or five, went to the far eastern part of Turkey and spent many days there. El cu profesorul său și cu patru sau cinci colegi au mers în partea de est, în estul îndepărtat al Turciei și au locuit acolo puțin. While they were there, they had the opportunity to meet with one of the high officials from that region of Turkey. Câtă vreme au fost în zona respectivă, au avut privilegiul de a-l cunoaște, de a-l întâlni pe un lider important dintre autoritățile din regiunea respectivă. They got together in a room and the high official asked them a question. Are any of you here believers? Erau împreună într-o încăpere când acest lider guvernamental i-a întrebat: vreunul dintre voi cumva sunteți credincioși?
And each person in this class said, no, no, no. Not disrespectful, but no, I'm not a believer. No, no, no. And then it came to our son Jonathan. Unul câte unul, persoanele din încăpere au răspuns nu, au spus cu respectuos, nu altfel, dar au spus nu, până când au ajuns în dreptul fiului meu, Ionadan. And he said to me, Dad, when it came to me, I thought for a second, what am I going to say? El îmi povestea ulterior că în momentul în care s-au îndreptat către el cu întrebarea, pentru o clipă s-a întrebat cum ar fi bine să răspund. I'm at the very eastern border of Turkey, very strong Islam, very strong Muslim. Mă aflu în zona cea mai îndepărtată în estul, îndepărtată al Turciei, o zonă puternică, islamizată. And he said, Dad, you know what I said? I looked in his eyes and said, yes, I am a believer. I'm a follower of Jesus Christ. Dar spunea fiul meu, tată, m-am uitat în ochii acelui om și am spus, da, eu sunt un credincios, sunt unul care îl urmează pe Iisus Hristos. And the gentleman said to him, thank you for saying that. Și domnul respectiv i-a zis, îți mulțumesc pentru că ai spus asta. I refuse to speak to anyone who is not a believer. Pentru că eu refuz să stau de vorbă cu oamenii care nu au o credință. So all of you have to leave the room. Așa că toți ceilalți vă rog să plecați din încăpere. And if you have a question for me, you have to ask it through Jonathan because I will only speak to Jonathan for he is a follower of the Bible. Dacă aveți the book. Dacă aveți vreo întrebare pentru mine, le-a spus celorlalți, luați legătura cu Ionatan și el o să mi-o transmită pentru că el este unul care crede ceea ce spune la Cartea Sfântă. And for one hour he was interviewed and was able to interview the gentleman. Și timp de o oră, fiul meu a putut să stea de vorbă, să ia un interviu acelui domn. While all of his colleagues and classmates sat in the next room. În timp ce toți colegii săi stăteau în încăpere alăturată. And John said, "How does this happen?" Și Jonathan se întreba, cum s-a putut întâmpla una ca asta? It's divine appointment. E un lucru rânduit divin. Divine appointment. Un lucru rânduit divin. The power of the Holy Spirit is so overwhelming in our world that when we show up, He shows up with us. Puterea Duhului Sfânt este atât de puternic la lucru în lumea noastră încât atunci când noi ne prezentăm undeva și El este gata să se facă descoperit. The power of the Holy Spirit changes lives. Și puterea Duhului Sfânt este cea care schimbă viețile. Heals the sick. Care îi vindecă pe bolnavi. Raises the dead. Care îi învie pe morți. In fact, the word says if that same spirit that raised Christ from the dead dwells in us, it will quicken our mortal bodies. De fapt, cuvântul ne spune că dacă același Duh care l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți locuiește în noi, El va aduce la viață și trupurile noastre muritoare. We have been Pentecostal so long, have we forgotten the power of the Holy Spirit? Noi suntem pentecostali de așa de multă vreme încât am început să cam uităm despre puterea Duhului Sfânt. Have we forgotten the power that lives in us? Am uitat puterea care sălășluiește în noi. That third person of the Trinity. Cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi. The one who empowers us not only to live day by day but empowers us to reach the world with the message of Jesus Christ. Acela care ne împuternicește nu doar să trăim zi de zi, ci ne împuternicește să mărturisim despre Iisus Hristos. Europe needs Jesus. Europa are nevoie de Iisus. Europe is more secular than it ever was. Europa a devenit mai seculară decât oricând în istorie. The world is becoming more and more secular. Lumea devine din ce în ce mai secularizată. Immigration in Europe has impacted Europe heavily. Iar imigrația în Europa a lăsat în urmă un impact puternic pe acest continent. In fact, Europe is the cauldron of secularism. De fapt, acum Europa este leagănul secularismului. So much so that anyone who enters her borders after a while becomes secular themselves. S-a ajuns până la punctul încât cei mai mulți dintre oamenii care intră în Europa, după o vreme cât stau în interiorul acestor granițe, devin ei înșiși seculari. I was teaching in a school in the city of Prague. Predam la o școală în Praga. And there was a young man in my class and he was a Sikh from India. Era în clasa mea un tânăr care era de religie Sikh din India. He and his family had just arrived from India to live in Prague. Atât el cât soția sa numai ce se mutaseră în Praga din India. And he wore the turban. Avea turban pe cap. By year four. În al patrulea an de studiu. Paramvir showed up in class. Sorry. Paramvir, his name was Paramvir. Paramvir s-a prezentat la un curs. And his hair was short. Acum avea părul tuns. There was no turban. Nu mai avea turban. I said, "What did you do to your hair?" L-am întrebat ce s-a întâmplat cu părul tău. Because you know, under the turban are years of hair. Pentru că părul e cel care ține turbanul.
He said, I cut it off. Și mi-a spus, mi-am tăiat părul. Why did you cut it off? Și am întrebat, de ce ți-ai tuns părul? He said, because I'm tired of being different. Și el a zis, pentru că m-am săturat să fiu altfel decât ceilalți. I want to be more like Europeans. Vreau să fiu mai asemănător cu europenii. I said, what did your father say? Și am întrebat, dar ce a zis tatăl tău? He won't speak to me anymore. Și a zis, tata nici nu mai vrea să vorbească cu mine. The young man made a decision to become secular that changed his life. Tânărul acela a luat o decizie care a schimbat practic viața lui. The pull of secularism is so strong that it will move a son away from his father's faith so that he can be more like those who are around him. Atracția secularismului a fost atât de puternică încât l-a smuls pe acest tânăr din părtășia, din relația bună cu tatăl său, doar dorind să fie asemenea celorlalți oameni din jurul său. And that same secularism influences us today. Și același secularism ne influențează și pe noi astăzi. Our whole world and Europe as well. Toată lumea e influențată și toată Europa. It is a powerful religion that impacts the hearts and lives of people. Secularismul este o religie puternică și o religie ce are influență asupra minții și a inimii it oamenilor. It changes their lives. Care le schimbă viața. It pulls them from families. Îi rupe de familiile lor. From culture. Îi smulge din cultura lor. From years and years of faith. Îi îndepărtează de ani și ani pe care i-au petrecut în credință. Into this cauldron. Și îi prinde în iureșul acesta. Of secularism. În iureșul acesta puternic al secularismului. Where I and I alone are the center of my life. Unde eu și cu mine însumi, noi, eu sunt centrul vieții mele. In the Czech Republic, when you ask someone, what do you believe in? În Republica Cehă, astăzi, dacă întrebi pe cineva, în ce crezi? They say, věřím sám sebe. I believe in myself alone. Îți va spune simplu, eu cred doar în mine însumi. And the way they phrase the word sám sebe, I am myself alone. Și modul în care este formulată această frază în limba cehă, eu cred doar în mine însumi, means two things. It means are două conotații. I only believe in myself. Cred doar în mine însumi. And on top of that, I am alone. Și pe de altă parte se poate traduce sau poate însemna eu sunt singur, sunt eu unul singur. I believe in myself and I'm all alone. Eu cred în mine însumi și sunt singur. The darkness of secularism. Acesta este întunericul secularismului. And as a church, we often rise up and say we want to make the world a better place, if you will. Noi, biserica, uneori ne ridicăm și zicem noi vrem ca să facem lumea asta un loc mai bun. We remember the good old days. Ne amintim de zilele bune de odinioară. When people prayed and sought the face of God. Când oamenii se rugau și căutau fața lui Dumnezeu. When we didn't have secularism, when there wasn't immigration. Când nu exista nici secularism, nici imigrație. But if we believe the Bible is truly the word of God. Însă, dacă noi credem că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. The world actually will not get better and cannot because we are preparing for the return of Jesus Christ, the King of Kings and trebuie Lord of Lords. Trebuie să acceptăm faptul că lumea asta nu va deveni un loc mai bun, pentru că așteptarea noastră este ca Iisus să vină și să ne răscumpere din lumea aceasta. So if our work therefore is not to make the earth more safe or better, what is our job? Așadar, dacă misiunea noastră nu este să facem lumea asta un loc mai frumos, mai bun, mai sigur, atunci care e misiunea noastră? What is our job as a church? Care e responsabilitatea noastră ca biserică? To wipe out secularism? Să dăm la o parte, să distrugem secularismul? To wipe out Islam? Să dăm la o parte, să distrugem Islamul? To wipe out everything that stands against the Church of Jesus Christ? Să dăm la o parte toate lucrurile care stau împotriva Bisericii lui Hristos? We need to rethink that. Trebuie puțin să regândim abordarea aceasta. And we need to consider the power of the Holy Spirit to change lives. Trebuie să luăm în considerare că nouă ni s-a dat puterea Duhului Sfânt pentru schimbarea vieții oamenilor. Because it's not about making the world a better place, it's about going into all the world and preaching the gospel because Jesus is coming soon. Pentru că scopul nostru nu este să schimbăm lumea aceasta, ci să mergem pretutindeni în lume și să proclamăm faptul că Iisus Hristos revine în curând. Acts chapter 1 says this. În Faptele Apostolilor, în capitolul 1, cuvântul spune: So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?
Versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Will you finally make the world a better place? Doamne, în sfârșit vei face lumea asta locul acela bun? We've been praying. Noi ne-am rugat. It's so hard. E așa de greu aici. Everything around us is falling apart. Tot ce în jurul nostru se prăbușește la pământ. It seems like everything we do is disaster. Se pare că orice facem, până la urmă lucrurile merg rău. All of these forces are coming against us. Toate forțele acestea care ni se împotrivesc. Lord, will you finally make the world a peaceful place? Doamne, în sfârșit ai de gând să faci lumea aceasta un loc cu pace, un loc mai bun. A place where we can live in harmony. Un loc în care să trăim toți în armonie. And Jesus answered and said to them. Isus le-a răspuns astfel. It's not for you to know the time or the seasons that the Father has fixed by his own authority. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Jesus wasn't telling him it's not important, the kingdom of God. Isus nu le spune că n-ar fi fost important când va veni împărăția sa. But for this moment in this time there is something just a bit more important than peace. Însă la momentul acesta, la ceasul acesta, este ceva nițeluș mai important decât a stabili pacea în lume. Or the world that they were looking for. E ceva mai important decât lumea pe care ei o așteptau să vină. It's not the time for you. It's not for you to know the times or the seasons that the Father has fixed his own authority. Nu e treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. But dar there's something just a bit more urgent at this point in time. Ceva este mai urgent, mai important pentru ceasul pe care îl trăiți. I know you want the kingdom to come. Știu că doriți ca împărăția să vină. But dar just something a little bit more urgent for this moment. Ceva nițeluș mai urgent pentru ceasul acesta. For you. Pentru voi. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. That thing that's just a bit more urgent than kingdom come. Lucrul acela care este nițeluș mai important, mai urgent ca decât ca împărăția să vină între noi. For us is to reach the world with the gospel of Jesus Christ. Pentru noi lucrul acela înseamnă să câștigăm această lume cu Evanghelia lui Iisus Hristos. How can we do it in a secular world? Și cum putem să facem aceasta într-o lume seculară? How can we do it where a world of east and west and Islam and Christianity come head to head and seems like this all of the time? Cum putem să-L mărturisim pe Hristos într-o lume în care estul și cu vestul, islamul și cu lumea secularizată sunt mereu într-un conflict? How can we reach this godless world for God? Cum putem să atingem cu Evanghelia această lume păgână? As human beings, our first instinct is always to grab hands and get in a circle and hide. Ca oameni, tendința noastră inițială este să ne încordăm, să ne forțăm și să ne gândim la noi înșine. Our first instinct is to put up walls and to protect what we have from the secularism, the problems of the world. Primul nostru instinct este să construim niște ziduri în jurul nostru, să ne protejăm de secularismul și de lumea aceasta care vine să ne atace. However, when the Holy Spirit came on that day of Pentecost. Totuși, când Duhul Sfânt s-a pogorât în acea zi de la Rusalii, the direction of the movement of the kingdom of God had changed. Direcția în care se îndrepta împărăția lui Dumnezeu, biserica Domnului, s-a schimbat în clipa aceea. For before that time, in order to be a believer of God, to be a follower of God, you had to become Jewish. You had to come to Israel and be a proselyte to the temple. Până în momentul acela, pentru a deveni un credincios, un copil al lui Dumnezeu, să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuia să te faci un iudeu, să fii un prozelit, să te convertești, să devii asemenea evreilor. But when the Holy Spirit fell, dar din clipa în care Duhul Sfânt s-a pogorât, the direction changed from this way. Direcția s-a schimbat de la sensul acesta înspre mine, to go into all the world and preach the gospel. A merge în toată lumea pentru a vesti Evanghelia. You see what happens? Sometimes we wait for people to come to us. Observați ce se întâmplă. Uneori așteptăm ca oamenii să vină la noi. We want them to look like we do. Vrem ca să arate apoi așa cum arătăm noi.
May I say respectfully, we want them to smell like we do because I have an illustration coming. Cu tot respectul vreau să spun, ne așteptăm ca oamenii și să miroasă ca noi. Și o să am o ilustrație în direcția aceasta puțin mai târziu. We want them to have the words that we have. Vrem ca să folosească același limbaj pe care îl folosim noi. We want them to be perfect before they come into the church because they have to be perfect. No smoking, no drinking, no hair, no smell, all of that. Înainte ca să vină biserică, noi ne așteptăm deja ca ei să fie perfecți, să nu fumeze, să nu bea, să nu facă niciunul din lucrurile alea rele. And I often say, Christians have a hard enough time keeping their lives straight. How is it possible for those who are not Christians to change their life? It is impossible. Și uneori spun că mă uit la creștini și văd cât de greu le este lor să păstreze viața lor în ordine după rânduiala pe care eu au un plan. Cum se așteaptă ca un necredincios să respecte rânduielile acelea ca să se poată apropia de biserică? But with God, all things are possible. Însă la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. And with the power of the Holy Spirit we can reach the world as never before with the gospel of Jesus. Și prin puterea Duhului Sfânt noi putem să câștigăm lumea aceasta pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Three stories I want to give you today right now. Vreau să vă împărtășesc trei istorisiri. About the power of the Holy Spirit. Referitoare la puterea Duhului Sfânt. I was a pastor in America 13 years before I came to Prague. Cu 13 ani înainte de a veni în Praga în misiune, am fost pastor în America. The last church I pastored was in the center of the state of Pennsylvania. Ultima biserică în care am slujit ca pastor a fost în centrul statului Pennsylvania. There were 5,000 people in this little village, for lack of a better word, 5,000. Un sătuc mai mic, vreo 5,000 de locuitori. And in the region there were 15 churches. Și în regiunea înconjurătoare erau 15 biserici. And every Sunday morning the bells would ring, ding, ding, you know. În fiecare duminică dimineață se auzeau de la unele biserici clopotele sunând ding, ding. People would get dressed up and they were going to church. Everybody in the line going to church. Oamenii se îmbrăcau frumos și se duceau la biserică, la oricare. And in my worldview at that moment, that seemed completely normal. În perspectiva pe care o aveam la ora respectivă asupra lumii, mi se părea imaginea aceea foarte normală. But then we went to Prague, Czech Republic. Apoi, mai târziu ne-am mutat în Praga. We moved to a quarter of Prague, just outside the city of Prague, with 85,000 people. Ne-am așezat într-un cartier de undeva de la marginea orașului Praga și acolo trăiau 85,000 de locuitori în cartierul respectiv. And there were no churches. Și nu era nicio biserică acolo. No Pentecostal. Niciun pentecostal. No Presbyterian. Niciun presbiterian. No Methodist. Niciun metodist. No Lutheran. Niciun luteran. No churches. Nu erau deloc biserici. The first Sunday morning I woke up, I was listening for bells. Prima dimineață m-am trezit și așteptam să aud clopotele. And instead I heard the language and the going and the traffic of everyday life. It was no different than any other day. În schimb, ce am auzit venind de pe ferestre de afară era același sunet care se auzea în orice zi lucrătoare, aceleași mașini, același vacarm de pe stradă. Nu era nicio diferență. And I realized I wasn't home anymore. Mi-am dat seama că nu mai sunt acasă în America. And how was I going to do what I had to do? Acum mă întrebam ce o să fac eu în contextul acesta. It seemed impossible. Mi se părea că e imposibil. About 3 or 4 months being there, we were really being exhausted by hearing Czech all the time. După 3-4 luni de locuit în Praga, deja eram sătui să auzim lumea în jurul nostru vorbind doar în limba cehă. We were learning Czech, hello, dobrý den, you know, different words, of course. Am început să noi învățăm câteva cuvinte, să mai spicuim în limba lor. But our hearts longed to hear English. Dar inima noastră acum tângea să auzim ceva în limba engleză. I can't explain it to you unless you've lived another part of the world. N-aș putea să vă explic ce înseamnă asta, numai dacă vi s-a întâmplat dacă ați locuit o vreme în altă zonă. My brain was so tired of trying to understand and I wanted to hear English. Creierul meu se obosise încercând mereu să înțeleagă, să prindă câte un cuvânt din conversațiile lor. Și acum voiam să mai stau de vorbă cu cineva în engleză. So we went into the center of Prague. Ne-am dus în centrul orașului Praga. Where they spoke a little bit of English. Acolo mulți mai vorbeau câte puțin engleză măcar. And we found a small coffee shop. Și am găsit acolo o cafenea. 5 tables. Erau 5 mese. Little chairs around it. Erau niște scaune în jurul lor. And one elderly woman who was the owner of the coffee shop. O doamnă mai în vârstă care era și proprietara acelei cafenele. I said, "Do you speak English?" Am întrebat-o, "Vorbiți cumva limba engleză?" She said, "Yes, a little." Și a spus, "Da, puțin."
Thank God. Slavă Domnului. So my wife and I walked in and we sat down. Așa că eu cu soția am intrat, ne-am așezat la masă. May I serve you? She said. Ne-a întrebat dacă vrem să ne servească. In English? În limba engleză. And in English I said, "Yes, please." Și în engleză am răspuns, "Da, mulțumesc." May I have two cappuccino? Am cerut două cappuccino. And two pieces of chocolate, of course. Și două bucățele de ciocolată, desigur, în Praga. It's important. E important acolo. Papanaș chocolate. Papanaș aici, dar acolo e ciocolata, da? So she said, of course, and I heard her in the background, all of these sounds. S-a dus acolo în spatele tejghelei și auzeam cum se pregătea cafeaua. And she came to our table and she set the two cups down and the chocolate. A venit la masa noastră, ne-a pus două cânde de cafea și ciocolățele. My wife Sherry and I, we looked at each other. Isn't it wonderful serving Jesus? Eu cu soția ne uitam unul la altul și spuneam, nu-i minunat că îl slujim pe Domnul Iisus? And as we were sitting there, the woman watched us and kind of stared, which is unusual for Czech people. În timp ce eram la masă, am văzut că femeia aceea se uita se holba la noi și asta e neobișnuit la cehi, care nu sunt așa băgăreți. After about 3 minutes of staring, she came to my table and asked me a question. She said to me, "May I ask you something?" După vreo 3 minute de holbat la noi, a venit direct la masa noastră și ne-a spus, "Pot să vă întreb ceva?" It's a personal question. Do you mind? E o întrebare mai personală, vă deranjează dacă vă pun? I said, "Of course." A zis, "Vă rog." She said, "Are you Christians? Are you believers?" A zis, "Voi sunteți creștini? Sunteți credincioși?" For a moment I paused. Sorry. For a moment I paused. I didn't answer immediately. Timp de o clipă am făcut pauză, nu i-am răspuns. Now, it was only like a millisecond, you know what I'm saying, about this long. Milisecunda aceea în care te gândești cum să abordezi întrebarea. But I said, is she a communist? Mă întrebam, o fi comunistă? Is she following us? Ne urmărește? Should I tell her yes or no? Să-i spun da sau nu? And I said to her, yes. I-am răspuns, da. And I thought to myself, she must be a Christian. Mi-a zis apoi, probabil că e creștină. So I was looking for symbols of Christianity. Mă uitam să văd poate vreun simbol, o cruce, ceva. A tract, the Bible, something. Să văd pe undeva o Biblie, ceva. A crucifix, maybe. O cruce undeva pe perete. Nothing. Dar nu se vedea nimic. So I said, yes, we are Christians. Da, i-am răspuns, da, suntem creștini. How did you know? Am întrebat, dar de unde ați știut? Here's what she said to me. Iată ce mi-a spus dumneai. She said, the moment you walk through the door of my coffee shop, I could sense that there was something different about you. În momentul în care voi ați pășit pe ușa cafenei mele și ați intrat, am simțit că e ceva diferit la voi. There is a presence here that I've never sensed before. Și simt aici în încăpere acum o prezență pe care eu n-am mai experimentat-o niciodată. And I can only interpret it as God. Și eu nu pot să zic asta decât că e Dumnezeu. I said to her, "Are you a Christian?" Am întrebat-o eu acum, dumneavoastră sunteți credincioasă, sunteți creștină? She said, "No, I'm an atheist. I don't believe that God exists, but there is a presence here I cannot deny." Și a zis, "Nu, eu sunt ateie, dar eu spun că Dumnezeu nu există, dar totuși nu pot să neg faptul că aici este o prezență a lui Dumnezeu pe care nu o mai pot nega." 20 years ago that happened to us. Cu 20 de ani în urmă s-a întâmplat lucrul acesta. We began that woman on a journey of faith. Am condus acea femeie pe călătoria credinței. We don't often in the Czech Republic see the end of that journey, but we see many beginnings. În Republica Cehă încep cu mulți oameni, sunt multe începuturi, dar nu mulți ajung și la capătul călătoriei. But that moment wasn't necessarily about her, it was about Jim and Sherry Sabella. Dar femeia aceasta, oh, that moment wasn't necessarily about her alone. That moment. Yeah. Momentul acela însă n-a fost atât de necesar pentru femeia aceea, că Dumnezeu avea de lucru cu Jim și cu soția lui. God needed to show us something. Dumnezeu voia să ne arate ceva. You shall receive power when the Holy Spirit is upon you. Voi veți primi putere când Duhul se va pogorî peste voi. And you will be my witnesses. Și îmi veți fi martori ai mei. Wherever you go. Oriunde veți merge. Sometimes all you have to do is be there and the power of the Holy Spirit will speak through you simply because you are a vessel of the Holy Spirit, the King of Kings and the Lord of Lords. Uneori tot ce trebuie să faci este doar să fii acolo și Duhul Sfânt care locuiește în tine te va împuternici și va aduce mărturie pentru Dumnezeu. When you have the Holy Spirit in you, când Duhul Sfânt este în tine, the power of presence, does that translate well? The power of presence is so overwhelming. Puterea
prezenței sale devine ceva care copleșește oamenii. In missiological circles there's always a debate going about proclamation or presence. Is proclamation enough or just presence? Dezbaterile din lumea misiologică astăzi oscilează între două tendințe. Unii accentuează foarte mult nevoia de a proclama Evanghelia, alții insistă pe nevoia de a aduce prezența bisericii în societate. I'm here to tell you today, if you're a Pentecostal, it's about proclamation and it's also about presence. Dar noi, dacă gândim din punct de vedere al bisericii, al învățăturii pentecostale, totul are de-a face cu proclamarea și cu prezența deopotrivă manifestate. If you are a missionary and are not baptized in the Holy Spirit, you are missing a vital part of the power of God in your life. Dacă ești misionar și încă nu ai fost botezat în Duhul Sfânt, îți lipsește o parte vitală din lucrarea ta, din experiența de care ai nevoie în lucrarea de misiune. That day God taught me and Sherry a lesson. În ziua aceea Dumnezeu m-a învățat pe mine și pe Cheryl o lecție. The power of God is greater than anything. Puterea lui Dumnezeu e mai măreață decât orice altceva. So much so that when we walk down the street people can know we are different simply because they pass by us, they pass by Jesus. Cu atât până acolo cât uneori oamenii pe stradă treceau pe lângă noi și spuneau n-am trecut parcă pe lângă niște oameni ci pe lângă Isus. My vessel is short and round. Vasul meu de lut e mai scund și mai larg. Puțin. And it's getting shorter and rounder all the time. Și se face și mai scund pe zi ce trece și mai larg. In fact, my grandfather, who was 96 when he passed away, was about this tall. Bunicul meu a murit la 97 de ani și ajunsese așa de înalt. And he wore his pants up here, you know what I mean? Sorry. He wore his slacks up here with the belt. Ajunseseră, you know? Pantalonii undeva până aici, că așa s-a făcut de scund, aici se încheia la centură. And every once in a while he would say, thank you, Jesus. Însă din când în când se oprea și spunea, îți mulțumesc, Iisuse. It's not about the size or the shape of the vessel, it's about the vessel. Pentru că nu contează dimensiunea sau forma vasului, ci contează să existe un vas la dispoziția Domnului. If the same spirit that raised Christ from the dead dwells in us, it will quicken our mortal bodies. Și dacă același Duh care l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți locuiește în vasul nostru, el va aduce la viață și trupurile acestea muritoare. The task is too great. Sarcina e prea mare. Us alone. Pentru noi, dacă lucrăm de unii singuri. But with the power of the Holy Spirit, all things are possible. Însă prin puterea Duhului Sfânt, toate lucrurile sunt cu putință. Some days you don't even have to open your mouth, you just have to show up. Uneori nici nu e nevoie să-ți deschizi gura, ci doar să fii prezent acolo. Second story. A doua istorisire. So we had been in the Czech Republic about 4 years, 5 years. Fusesem în Republica Cehă acum de 4-5 ani. And we had many other missionary friends who were not Pentecostal. Aveam acolo acum mulți prieteni misionari, unii dintre ei care nu erau pentecostali. They were wonderful men and women of God. Erau oameni ai lui Dumnezeu, bărbați și femei minunați. Wonderful men and women of faith and preaching the word of God. Bărbați și femei minunați care aveau credință, care predicau din cuvânt. But they knew we were Pentecostal. Dar știau de asemenea la rândul lor că noi suntem pentecostali. They knew we were a bit, maybe, can I say, on the edge. Ei știau că noi suntem așa mai la margine. I remember they invited me to a prayer meeting one time. Mi-am amintesc că odată m-au invitat la o întâlnire de rugăciune de-a lor. And they were so concerned about what I was going to do. Și erau tare îngrijorați de ce o să fac eu acolo. They didn't know if I was going to speak in tongues or prophesy. Nu știau dacă n-am să mă apuc să vorbesc în limbi, să le profețesc. And of course I respected their tradition and sigur, their of course, respectat of tradiția rânduiala lor. But about year 5 I had a friend, a missionary friend come to my house and tell me this. Dar prin al cincilea an de când locuiam acolo, într-o zi un prieten misionar a venit la mine acasă și mi-a spus: "Jim, we've been watching you and Sherry and your family." Jim, noi te urmărim pe tine și familia ta. We've seen you survive many, many things. Am văzut că ai supraviețuit multor încercări. And in fact, in a short amount of time, we've seen that God has done wonderful things through you in this country. And I say that humbly. Understand, please, with all humility. Deja că în timpul acesta scurt de când ești aici, Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare în viața ta și spun aceasta, vă redau aceasta cu toată umilința. And my wife and I realized, Jim, that you have a toolbox filled with tools that we know nothing about. Și spunea misionarul acesta, Jim, eu cu soția ne uităm la tine și ne-am dat seama că tu ai o trusă de unelte care e plină de tot felul de unelte care nouă ne lipsesc.
Can you tell us about the baptism in the Holy Spirit? Ești dispus să ne vorbești despre botezul în Duhul Sfânt? If you accept the baptism in the Holy Spirit, will you lose your appointment? This is my I'm talking to them. If we talk about this and you believe, you might lose your appointment. You might have to go home. Le-am spus acestor misionari, dacă eu mă apuc să vă vorbesc despre botezul în Duhul Sfânt și voi credeți și primiți Duhul Sfânt în felul acesta, s-ar putea să fiți dați afară din organizația voastră misionară care e împotrivă și să fiți trimiși acasă. They said we have the highest respect for our organization. Ei mi-au spus avem un respect foarte înalt pentru organizația noastră. And we serve joyfully with an open and a clear heart. Și îl slujim pe Domnul aici cu o inimă deschisă și curată. But I need to tell you that I realize now if we don't have the baptism of the Holy Spirit, we cannot do the mission that God has called us. Dar vrem să spunem, frate Jim, de asemenea, că dacă noi nu primim botezul acesta în Duhul Sfânt și puterea Duhului Sfânt, noi nu putem, de fapt, să ne împlinim lucrarea pe care ne-am propus să o facem aici. And you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Voi veți primi putere când Duhul Sfânt se va pogorî peste voi. And you will be my witnesses in Jerusalem and Judea and all over. Și veți fi martori ai mei în Ierusalim, Iudeea și până la marginile pământului. The power of the Holy Spirit. Puterea Duhului Sfânt. There are times when presence is everything. Sunt momente în care prezența aceea face totul. And there are times when people look at you and think you're a bit on the edge, but they realize there is power there. Sunt momente în care oamenii se uită la tine, te consideră așa mai ciudat, dar nu pot să nege faptul că prezența aceea e acolo. And we are friends till this day, these missionaries and Sherry and I. We are friends and we serve God together, King of Kings and Lord of Lords. Suntem prieteni până astăzi cu acei misionari și slujim acum pe Domnul împreună, pe Domnul Domnilor și Regele Regilor. Japanese man came to the city of Prague and he was filming religion. He was studying his master's degree. În Praga a venit un bărbat, un japonez care studia domeniul religiei pentru un master's degree, pentru un masterat. He said, I want to film you and your family. Și mi-a spus că vrea să facă un interviu să mă filmeze pe mine și familia mea. He said, I've traveled all over Europe and I've been in churches, Pentecostal churches. Îmi spusese că a vizitat multe locuri în Europa, a vizitat multe biserici pentecostale. Can you answer one question for me, Jim? Și m-a rugat să răspund la o singură întrebare. I don't believe in God. Mi-a spus, nu cred în Dumnezeu. I don't believe he exists. Nu cred că există Dumnezeu. Now, I can film worship. Pot să filmez închinarea. I can film communion. Pot să filmez în timp ce oamenii servesc în biserică cina. I can film the baptisms. Am filmat, filmez botezul în apă. I can film dedication of children and marriage. And marriage. Pot să filmez binecuvântări de copii sau căsătorii. But he said there's this thing I just can't get on film. Dar mi-a zis e o chestie care nu reușesc să o filmez nici cum. And it's the Holy Spirit. E Duhul Sfânt. Can you tell me about this Holy Spirit that's unseeable, but yet I still feel him? Pot să-mi spui ceva despre Duhul Sfânt? Nu-l pot vedea, dar totuși îl simt. He still works somehow. I sense him, but I can't put it on film. El lucrează cumva, îl simt, numai că n-am cum să-l filmez. And you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Voi veți primi putere când Duhul Sfânt se va pogorî peste voi și veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, to the uttermost parts of Samaria și până la marginile pământului. Power of the Holy Spirit. Puterea Duhului Sfânt. Unseen yet powerful. O putere nevăzută, dar totuși puternică. Unspoken yet powerful. Nerostită și totuși puternică. Visible to people who do not believe. Vizibilă chiar și pentru unii oameni care nu cred. Beyond this short and round vessel is a power so huge. În jurul acestui vas micuț îndesat este totuși o putere măreață. That it enables Jim Sabella to change the world, to be a witness. Care îl ajută pe Jim Sabella să schimbe lumea și să fie un martor pentru Isus. The power of the Holy Spirit. Puterea Duhului Sfânt. It's available to us today. Ea ne este disponibilă astăzi. You cannot be a missionary without it. Nu poți să fii un misionar fără de această putere. The baptism in the Holy Spirit, that third person in the Trinity. Botezul în Duhul Sfânt înseamnă scufundarea în a treia persoană a Sfintei Treimi. For us today. Astăzi pentru noi. It's a powerful thing. E un lucru puternic. It's a powerful force. E o forță puternică. A powerful person, let me say. E o persoană puternică, trebuie să spun. Who lives in us. Care trăiește în noi. Dwells in us. Care locuiește în noi. Don't be worried about the state of the world. Nu vă îngrijorați de condiția în care se află lumea.
We don't need to say, Lord, when will the kingdom come? When will things be better? Ucenicii se rugau și spuneau, Doamne, când va veni împărăția ta? Când se vor îmbunătăți lucrurile acestea? Jesus said, don't worry about that time. That's mine. Iisus le-a zis, nu vă îngrijorați de lucrurile alea. Alea le-am păstrat eu, în grija mea. But you will receive power. Dar voi veți primi putere. Power to reach the world with the gospel. Puterea de a câștiga lumea cu Evanghelia. God bless you. Let us pray. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să plecăm capul la rugăciune. Lord, we thank you for the power of your Holy Spirit. Doamne, îți mulțumim pentru puterea Duhului Sfânt. That lives in us. Care trăiește în noi. That speaks through us. Care vorbește prin noi. I pray that the power of God that is in us. Mă rog ca puterea lui Dumnezeu care locuiește în noi. That third person of the Trinity. Acea de-a treia persoană a Trinității. Will be so powerful in our lives that people will know we are different. Să se manifeste cu așa putere din viața noastră încât oamenii să vadă că e ceva diferit în noi. May it enable us to speak the words when we need to speak them. Și puterea ta să ne ajute să rostim cuvintele atunci când trebuie să le vorbim. To keep our mouths closed when we need to keep our mouths closed. Și să ne ajute să ne ținem gura închisă atunci când trebuie să o ținem închisă. To stand strong when we need to stand strong. Să ne ridicăm cu tărie atunci când trebuie să stăm fermi. For we believe that you are coming soon. Pentru că, Doamne, noi credem că tu vei reveni în curând. And you have given us the power to reach this world. Și tu ne-ai dat puterea de a câștiga lumea întreagă cu acest mesaj. In Jesus' name. În numele lui Isus. Amen. Amin. Amen. L-am urmărit pe Jim Sabella, directorul regional al organizației Assemblies of God pentru Europa, susținând o temă foarte importantă și actuală pentru noi, intitulată Marile provocări pentru Biserica Europeană. Între aceste provocări, migrația, islamul, secularismul. În speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere, vă invităm cu multă dragoste și săptămâna viitoare în aceeași zi, la aceeași oră, să ne urmăriți la emisiunea Până la marginile pământului.